această imagine a unei plimbări spre Sfințitul Soarele personajului în București. Soarele tocmai cădea și era văpaia Sfințitului Soarelui în București. Și în acel moment el a avut viziunea că tocmai se întâmplă răsăritul Soarelui în New York, unde stătea el după ce a plecat din România. Și că, de fapt, între București și New York, între Sfințitul și răsăritul Soarelui, se produce o bandă Möbius, pe care lumea circulă la nesfârșit și locul în care te găsești poate să, în momentul ăla, poate să te facă să luneci în locul în care se găsește altcineva. Și că, de fapt, această lume socială și acest univers în care el trăiește este un fel de univers răsucit de tip bandă Möbius, în care veșnic soarele răsare și apune undeva, veșnic oamenii se îndrăgostesc și își pierd iubiții într-un loc sau altul în lume, veșnic cineva se naște sau cineva dispare din suflet. Mi-a plăcut mult această imagine. Și mai sunt câteva pe care le-am remarcat și pe care mi le-am notat, dar o să vă răspund în particular. În care. Așa. Mulțumim celor doi lansatori.